precucernici părinți în altar, dragi seminariști, iubiți credincioși. Dacă un pelerin ajunge la Ierusalim, va întâlni acolo trei morminte goale. E vorba de mormântul lui Iisus, mormântul gloriei prin excelență, mormântul Maicii Domnului din Valea Cedronului și mormântul lui Lazar. Iarăși un loc unde s-a arătat gloria. Betania, sigur, este tot în preajma Ierusalimului. Se află pe partea de răsărit a muntelui Măslinilor, iar Ierusalimul în partea de apus. Dacă se merge pe jos, în jumătate de oră, trei sferturi de oră, se ajunge. Betania, sigur că este la marginea pustiului și e foarte interesant. Betania, dacă te uiți într-o parte, vezi pustiu. Dacă vii puțin mai sus și te uiți dincoace, vei vedea verdeață. E interesant că atât Ierusalimul cât și Betania se află la întâlnirea dintre viață și moarte. Tocmai de aceea și mormântul lui Lazar este parcă un fel de graniță între viață și moarte. Mormântul lui Iisus este o graniță între viață și moarte, între pustiu și verde. Betania, în câteva cuvinte, sigur, astăzi poate fi văzută și poate fi întâlnit chiar mormântul lui Lazar, de unde el a ieșit viu. Are o istorie destul de zbuciumată, pentru că în decursul istoriei, ca toate locurile sfinte au fost când în mâinile bizantinilor, când în mâinile arabilor, apoi au mai venit cruciații și au mai salvat câte ceva, apoi au venit din nou creștinii, călugării și au construit. Deci este un fel de suprapunere permanentă de culturi și civilizații în timp. Sigur că inițial, acolo, la mormântul lui Lazar, s-a păstrat o mică bisericuță. Se mai pot vedea niște ruine mici. Dar, la un moment dat, au venit în acele locuri musulmanii, au ocupat tocmai biserica aceea și au închis cu pietre toată intrarea, iar deasupra au construit o moschee. Deasupra mormântului Lazar este un minaret de toată frumusețea. Însă, deoarece ei știau că vin creștini acolo, au lăsat totuși lateral o intrare la mormântul lui Lazar. De ce? Pentru că atunci când veneau creștinii, pentru ca să aibă acces la locurile sfinte, plăteau. Și atunci și mormântul lui Lazar, ca și astăzi de fapt, se plătește pentru a intra în el. Musulmanii câștigă pe seama aceasta. Însă, eu mă bucur că au construit deasupra, dar au lăsat mormântul încât se poate vedea și astăzi. Când a venit mai târziu, cam la începutul secolului 20, în Țara Sfântă s-au construit multe biserici care nu, în locurile unde nu erau și cu arhitectură specială fiecare. Aici a venit un arhitect, Barluzzi, care a construit o biserică foarte interesantă. Este sub formă de cruce, are patru laterale, dar nu are geamuri. Are foarte multe mozaicuri frumoase, dar nu are geamuri. De ce? Pentru că Barluzzi a vrut ca să vorbească despre mormântul lui Lazar, de unde, de sus, de la Dumnezeu, vine lumina, lumina învierii. Și atunci, în biserică, ca și cum ar fi aici la noi cerculețul de sus, este un geam prin care pătrunde lumina destul de difuză și obscură. Dar, iată că și astăzi, aș putea spune mai departe, Betania vorbește despre minunea de învierii lui Lazar. Acum să amplasăm puțin această minune în postul mare. Dacă ați observat, postul mare, suntem la 5-a duminică, în fiecare duminică vine cu ceva concret. Adică nu este ceva generic, știți, Iisus a fost, a făcut și nu știu ce. În fiecare dată, dacă ați observat, în fiecare duminică este un loc concret, cu nume, Muntele Ispitirilor, apoi Taborul, apoi Femeia Samariteancă, apoi Scăldătoarea Betesda, care la Ierusalim, și iată Betania, de fiecare dată locuri concrete. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când vorbim de activitatea lui Iisus, nu este un mit, nu este o istorie vagă, așa un fel de Dumnezeu undeva departe. Este un Dumnezeu care lucrează concret
pe locuri concrete, cu persoane concrete, minuni concrete. Iată de ce și astăzi nu vorbim despre o poveste, ci vorbim despre un fapt concret pe care l-a săvârșit Iisus Hristos. Mai departe, vorbim de o casă de prieteni. Iarăși, vedeți, Iisus Hristos intră în trăirea omului din toate punctele de vedere. Mai întâi, prieteni. Un om fără prieteni se spune că nu e un om normal. Iată că Iisus Hristos are prieteni. Îi are pe apostoli, are pe toți cei care sunt în jurul său, dar într-un mod deosebit, iată, casa aceasta de prieteni de la Betania, unde, să vedeți de ce la Betania, unde el, venind întotdeauna din pustiu, de la Ierihon, pe jos, prin pustiu, prin căldură, pe piatră, înainte de a intra în Ierusalim, se oprea puțin. Un popas, se odihnea, se spăla probabil, se întărea și apoi pleca mai departe la Ierusalim, care nu era departe. Și iată aici trei prieteni, Lazar, Marta și Maria. Și încă ceva foarte interesant. Iisus lăcrimează. Iisus plânge. Observați dumneavoastră ce vorbesc lacrimile. E vorba de sensibilitatea cuiva. Oamenii care nu plâng, se spune că nu au sentimente, nu? Ori iată-L pe Iisus plânge, lăcrimează. A mai plâns el odată deasupra Ierusalimului când știa că se va întâmpla nenorocirea cu distrugerea Ierusalimului. Iată-L acum plânge pierderea, sau poate nu pierderea, ci despărțirea de un prieten. Durerea unei familii. Tocmai de aceea eu cred că lacrimile își au locul lor. Lacrimile, se spune că curăță ochii, dar cineva spunea, lacrimile curăță sufletul. Și un om care plânge, cu siguranță este sensibil. Am întâlnit toată un preot care interzicea să se plângă la mormântare. Poate teatru, dar lacrimile au locul lor, rolul lor. Hristos plânge la moartea lui Lazar. Și iată, pe scurt, sigur, această, dacă vreți, regie a minunii, că de fapt dacă s-ar face un film are și foarte interesant. Ce caractere diferite întâlnim aici. Maria, Marta, mereu, știu, e entuziastă, aleargă, vorbește, caută, întreabă, întâmpină, merge peste tot. Și data aceasta, Marta, când aude că vine Iisus, fuge. Unde? Chiar se spune că la intrarea în Betania, la marginea satului, fuge, nu, parcă nu mai avea răbdare să-L vadă pe Domnul, să-I spună ce a pățit, să-I spună ce s-a întâmplat în casa ei și poate să-I și reproșeze. Ei, dacă era aici, nu murea. De ce? Pentru că știa că Iisus a făcut minuni de vindecare. Nu auzise încă de minuni de înviere, probabil. Și Marta vorbește cu Iisus. Dacă era aici. Și Iisus o lămurește. Lazar, învie, fii fără grijă. Marta, iarăși o vedem foarte, cum să zic eu, foarte bine pregătită. Știa de învierea de în ziua de pe urmă și spune, da, știu, atunci când vor învia toți la urmă, cum ne vorbea nou profetul Ezechiel, atunci, da, va învia. Ea nu credea, de fapt, în minunea lui Iisus care avea să vină, nici nu avea de unde. Maria lipsește la întâlnire, iarăși nu-i prezentă, stă acasă și plânge. Ba chiar are și iudeii care o îmbărbătează, care o mângâie. Trimite după ea să vină și Maria. Ea vine și în sfârșit are loc, iată, această întâlnire, cum a mai fost odinioară, între Iisus, Marta și Maria. Ne apropiem de mormânt. Și aici vom vedea niște lucruri foarte interesante. Ajunge aici, sigur, dialogurile care au loc, le-ați auzit și dumneavoastră. Iisus dă trei porunci foarte interesante. Toate trei își au rolul și locul lor. Prima minune, prima poruncă. Vorbind cu cei din jur, ridicați piatra. Cineva spunea, dacă Iisus poate să-L învie pe el, nu putea spune să facă un semn, mută-te piatra mai încolo. Ei, uite că nu spune așa, ci spune oamenilor, voi, oamenii, ridicați piatra de la mormânt. Se pare că Dumnezeu nu face singur nimic niciodată. Din ceea ce ar putea să delege, să roage creaturile sale să facă. Și Dumnezeu, cum spunea cineva, are nevoie de oameni. Totdeauna. În a continua opera de mântuire, are nevoie de misionari, de preoți, de oameni care vestesc Evanghelia.
Pentru a scrie Biblia a fost nevoie de niște oameni, n-a dat-o așa din cer ca o hârtiuță gata scrisă, ca să continue opera de înmulțire și perpetuare a vieții, are nevoie de tată și mamă, nu cad copilașii din cer, nu? Tocmai de aceea are nevoie de oameni. Dumnezeu nu va înfăptui printr-un miracol ceea ce putem face noi prin ascultare de Dumnezeu. Tocmai de aceea astăzi, în postul mare, ne întrebăm, noi colaborăm cu Dumnezeu? Noi ascultăm ce vrea Dumnezeu de la noi? Să dăm jos o piatră, nu știu care piatră, piatra sărăciei, piatra nenorocirii, piatra păcatului, oricare, nu? Ridicați piatra, îndepărtați piatra. Ascultați glasul postului mare. Avem multe pietre de ridicat, probabil. A doua poruncă pe care Iisus o adresează este către Lazar. Lazare, vino afară! Și mortul iese. Nu cunoaștem detaliile cu privire la ce s-a întâmplat în mormânt, 4 zile, nu știm. Știm doar că porunca lui Iisus a fost urmată de o ascultare rapidă, imediată. Lazar reușește să iasă din mormântul întunecat chiar și cu mâinile și picioarele legate. Chiar și un om putrezind în mormânt mai poate face ceva ca să se ajute pe sine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, orice om poate să facă ceea ce trebuie. De multe ori noi spunem, ce mai pot face? Am 80 de ani, sunt bolnav, ce mai pot eu să fac? Iată, minunea de azi ne spune, atunci când Dumnezeu vrea de la tine ceva, chiar și cu mâinile legate, chiar și putre de 4 zile, tot mai poți face ceva. Iar a treia poruncă este aceea, dezlegați-l, tot oamenii, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Deși Lazar a putut ieși din mormânt, iată că acum nu poate să se dezlege singur. Avem nevoie de comunitate, de cei din jur, de cunoștințe, de oamenii care erau prezenți. Dezlegându-l pe Lazar și eliberându-l de fâșiile morții, comunitatea îl acceptă din nou ca pe unul dintre ei. Iată rolul comunității. Iubiți credincioși, am putea vorbi mult despre această minune, sunt multe învățături. Dar eu cred că e pusă astăzi pentru ca noi să ne întrebăm, nu cumva avem și noi pietre dat la o parte? Nu cumva stăm și noi legați cu niște fâșii acolo și dăm în putrefacție, aproape putrefacția sufletului, desigur? Nu cumva stăm și ar trebui să ieșim afară la cuvântul lui Iisus? Nu cumva ar trebui să gândim mai mult la înviere decât la moarte? Nu cumva ar trebui să aducem în fața oamenilor de astăzi o cultură a vieții și nu una a morții? Dacă ne uităm în jurul nostru, de multe ori avem cultura morții. Uitați-vă și dumneavoastră la legile care apar. E permisă eutanasierea din ce în ce mai mult, ba chiar și a copiilor. E la nivel de modă și de lege distrugerea vieții nenăscute. Bătrânii să dispare, parcă deranjează lumea. Uitați-vă și dumneavoastră, legi care apar. Se măresc, se micșorează orice mijloc de trai, poate moare mai repede. Nu cumva credeți că este cultura morții? Ori iată că noi ne apropiem de Paști și creștinul prin excelență este un om care trebuie să cultive viața, viața lui și a altora. Când am început predica, am zis așa, mormântul gloriei, da, e adevărat. Creștinismul este singura religie care face ca mormântul să nu fie ultima distrugere, să nu fie catastrofal, ci să fie loc al gloriei. Mormântul pentru mine și pentru dumneavoastră nu va fi ultimul cuvânt. Ne uităm la Betania. Este cuvântul Domnului cel care vine și spune să se arate gloria lui Dumnezeu. Și prin credința noastră și prin modul de a trăi, noi trebuie să arătăm. Noi credem în gloria mormântului. Noi credem că Dumnezeu ne va învia. Vine Paștele acuși, nu? Vom vorbi de înviere mult și bine. Vom repeta acest cuvânt de multe ori. Întrebarea mea este, credem în înviere? Și în încheiere aș vrea să fac o scurtă aplicație. Dacă ați văzut, Lazar are nume. Nu este înviat un fiul lui nu știu cui, a un mor de la XY. Lazar a fost înviat. Și Lazar, ieșind din mormânt, este același Lazar, nu? De ce am spus acest lucru? Pentru că iarăși noi trăim într-o perioadă în care am văzut și printre tineri și la televizor se vorbește foarte des de reîncarnare. Adică
transformarea unei ființe într-o altă ființă mai târziu. Ori iată că atunci când vorbim de o persoană, e aceeași persoană, nu e reîncarnare, ci vorbim despre înviere. Același suflet, aceeași persoană. Vorbim despre activitatea lui Dumnezeu în unicitatea persoanei. Nu se repetă, nu se aduce în altă parte, n-am fost alte ființe, n-am fost alte animale înainte, n-am fost alt rege înainte. Este vorba de persoana unică și irepetibilă. Lazar intră în mormânt, după 40 de zile este tot Lazar, nu iese altceva, nu iese altcineva. Iubiți credincioși, ne apropiem așadar de Paști, dar eu cred că ar trebui să fie un crescendo permanent al credinței noastre în înviere. Și acest citat pe care Iisus îl pune azi în Evanghelie, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, repet, cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Ar trebui să-l scriem pe toate străzile, pe toate frontispiciile bisericilor, în toate sufletele oamenilor. Prin Hristos există cu adevărat înviere. Și numai în Hristos și numai prin credință omul poate să învie pentru veșnicie. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos.